Bună seara, dragilor, și bun găsit din nou la Antrenoria cu Prof Online. Mă rog ca să suntem din nou în echipă, hai să-i spunem prietenilor noștri, în engleză, că tu dai de nerăbdare să vii să facem continuare o lecție. Guys, I am so excited to do another lesson with Boo. I can't explain how excited I am. Not a lie. Iată, ne aflăm de treabă repede. Let's get to work. Așa. Am să vorbesc ceva despre fracții. Fracții. Today we're going to be learning fractions. Ei, de foarte multe ori, când ne ducem la piață, n-avem bani destul și vrem să cumpărăm jumătate de kilogram de mere. Da, ne-am dus, mergem la piață. So, let's say that we're going to the market. Și n-avem bani destul. And we don't have enough money. And we want to buy. Și nu putem cumpăra un kilogram. And we wanted to buy. Și atunci trebuie să ne uităm și avem mai pentru jumătate de kilogram. We wanted to buy a 1 kilogram of apples. Yes. Of apples. Da. But we only have enough money to buy half. Așa, jumătate. Cum să reprezentăm noi jumătate? And we're thinking how to represent a half. Half a kilo. Half a kilogram. Dacă kilogramul este atât, oare cât ar însemna jumătate? Dacă ăsta este un kilogram. This is 1 kilogram. Boo was asking me, how much is a half? Well, a half is just literally half. Oh, foarte bine, foarte bine. De jumătatea până aici. Yes. Da? Ei, atât înseamnă, dar cum să scriu jumătate? This is how much it means, but cum să scriu, how do we write cum să scriu, da, cum să scriu asta? Ia să vedem. To write half, you do one, a little line, two. Asta, unu, a fost împărțit în două. One, and it was divided by two. Corect. Deci, jumătate, asta înseamnă 1/2. Adică fost 1, acesta 1, a fost împărțit în două bucăți. Una și cea de-a doua care a rămas. It means that from this one, all we did was just deci 1 a fost împărțit în două și noi mai jumătate. So 1 was divided by 2. Well, 1 kilogram was divided by 2. Deci asta reprezintă jumătate. And so, this is what it means, half of a kilogram or asta se numește paper, an apple. Asta se numește numărător. Numără câți dintre aici avem. Da, noutate. Numărător, iar asta se numește numitor. Numitor. Nu știu cum se numește numărător. Acum tata se uite zdată cum se numește numărător în engleză. Deci numitor de și numitor. Numitor. Deci, okay. Asta no, numerator și numerator. Numerator și jos denominator. And denominator. Denominator. Așa. El de sus a fost împărțit în câte? În două ne spune. Deci el ăla de sus spune câți sunt trei sunt. Ăla de sus ne spune câți sunt trei sunt. Și ăsta de sus zice? Da, câți întregi sunt. Oh, so this one right here, it means like how many apples that are full, that are together, like they're not sliced, they're just so holes. Whole. Întregi. A whole apple. Yeah. Or if it was two. Așa. Then it would be two apples. Iar ăsta de jos îmi spune în câte au fost împărțite. And this will tell us asta ne spune în câte au fost împărțit cel de sus. And this is going to tell us how many times it was cut in half. Exemplu. Am să dau exemplu. For an example, what Boob is going to show us. 2/4. So, 2
Tati, cum să spun? Two above the four? Over four, I think. Two over four, and that means that there are two apples. So there is one apple right here. Așa. And another apple. Ah, stai. And another apple. Doamne, foarte tare, ce place chestia, da. Da. And it's cut in. Nu. Ca să facem patru, avem una și încă o dată. Una, două, trei, patru. Ah. Cele două. So we just cut both of them in half. Foarte tare. Deci cele două au fost împărțite în total în patru părți și am una, două, fiecare două. Look, just so you guys, if you guys don't believe me, look. 1, 2, 3, 4. Foarte tare. Deci cei doi întregi au fost împărțiți în patru și am făcut câte o jumătate de fiecare. Da? Yes. Mi-a plăcut aici. De ce mi-ai citit mărul ăsta? Fă-mi încă o dată că tu ai talent la desene. Eu dacă fac măr, nu-mi iese nimic. Fă-te un măr să văd cum iese. Vrei să fac eu? Da. Am niște emoții. Ua, Doamne, nu știu. Na. Nu știu, mai fă, tu te rog frumos, te atât. Foarte tare. O, excelent. Excelent. Câte mere? Două mere, nu? Că-s două. Asta mi-a spune câte mere are. Okay. Două. Și a fost cele două, am făcut din ele cele două. Așa am făcut patru bucăți. Una, două, patru bucăți. Una, două, trei, patru. One, two, three, four. Deci, doi pe patru, două pătrimi înseamnă, de fapt, că înseamnă ce? Una împărțit în două. And this is only gonna replicate. Da, like, da. Replicate. Deci, două pătrimi e de parcă a fost rotundă. This is going to replicate. One apple, right? Așa. Here. One apple. Așa. That, and this apple was cut into half. Excelent. And this will make one, two. Extraordinar. Deci apples. Una împărțită în două, este ca și cum ar spune două împărțit la patru. Sau, altfel spus, trei împărțit la șase. And here, since we have three, we just draw... Trei mere facem. Una. Ce m-a ajuns din mult cu desertul ăsta, ce-mi place chestia asta. Trei mere sunt. Ups. Da. Ce foarte tare m-a ajuns. Așa. Înțeleagă, că faci ca niște roșii. Da, eu le fac ca niște roșii, exact. Nici ca niște roșii, nu știu ce, mi-a simit ceva care așa. E bine. Și acum, împărțind ca să fie șase. And now, we have to divide all of them into six. În total, să fie șase. Fiecare în două. And so all of them, we'll just cut them in half. Sunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foarte tare. Or, sounds of verificăm, or to see if it's correct, da. We just... Deci, o doime, no, o doime, never mind. O doime înseamnă două pătrimi sau trei șesimi. Da? Sau trei șesimi. Mai poate să fie gaz. Cum a folosit de o doină, am transformat-o așa, am înmulțit cu 3 și pe ăsta de sus și pe ăsta. Deci 3 ori 1, 3 și 3 ori 2, 6. Mai poate fi egal cu, te rog pe tine acum, dacă ești atentă, egal cu 4 supra cât? Ce? Deci, ca să obțin pe 4, 4, 4 supra? Nu? Că facem treguri aici. 4 împărțit la 4, facem treguri. Deci, cu cât am mulțit ca să obțin aici? Cu 3. Cu 3 am mulțit și pe 1 și pe 2. 3 ori 1, 3. 3 ori 2, 6. Dacă am mulțit aici, ne-am obținut 4, cu 4 am mulțit. 4 ori 1, 4. Și acum 4 ori 2? 4, 4 ori 2? 6. 4 ori 2? 8. 8. 8. Foarte tare. Foarte tare. Și mai este egal cu... 5 supra cât tu pune? 16? Nu,
Când înmulțim cu 5 aici. Ia înmulțește cu tu cu 5. 5 ori 1, 5. 5 ori 2? 5 ori 2. 10. Da? 10. Deci o doime înseamnă 3 șesimi, 2 pătrimi, 4 optimi, 5 zecimi. Și egal mai departe, cu 7 supra, tu ești atentă și îmi spui 7 supra. Ok. 7 ori 1. 7, foarte bine. 7 ori 2. 7 ori 2. Foarte tare, foarte tare. Te-ai prins. Mă bucur mult. Cu 7 am mulțit. Și acum, hai să punem egal cu 9 supra. 9 supra. 9 supra. Deci am mulțit cu cât? 9 ori 1. 9. Ok. 9 ori 1 egal cu 9. Și 9 ori 1. 18. Foarte tare. Deci fracțiile astea înseamnă același lucru. Aceeași cantitate este. Lasă să mai scriu aici. Tu îmi spui de desubt. 23 supra 23. Știi, asta e lecție, se duce în toată limbătate, asta 4-a, 5-a. Fracții echivalente, deci eu mă duc, punctez aici ca să înțelegem ce înseamnă fracția asta. 1 pe 2 înseamnă echivalenta. 23 supra? Am înmulțit cu cât? 23. Plus 23, sigur că dacă e de 2 ori. 46. 46. Deci fac ori 2. Tot o doimi. Tot o doimi de măr. Tot o doimi este și 23 de mere împărțit în 46. Fiecare în două. Am folosit 46, am obținut 46 de bucăți. Tot o doimi înseamnă. Ca valoare. Ca valoare este spectaculos, senzațional, dragilor. Dacă asta înțelegem, voi care sunteți în clasa 5-a, fracție echivalentă, aici este momentul. Lecția asta va fi o lecție istorică și te rog să vorbești că o doime asta, o doime de măr, o jumătate de măr, înseamnă 4 optimi, 5 zecimi, 7 14, 23 pe 46. Este același lucru. Aici este, cum să spun, este momentul cel mai important al noțiunii de fracție. Uite, faceți acolo la 36, faceți 3 mere. Am făcut aici peste. Da, jumătățile lor nu. Uite, sunt aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci așa este. 3 pe 6. Am făcut. Și 100 pe 200. Foarte tare. Foarte tare. Ai înțeles? Trebuie să spui cât este 123 pe cât până acolo. Foarte frumos, foarte frumos. Te-ai prins, Mărica. E dublu aici. Poți să fii și să zicem 376 supra. Foarte tare. Bravo. Bravo. Ai înțeles bine ce înseamnă fracții. Fracții echivalente. Acestea se numesc, dragii mei, fracții echivalente. Fracții echivalente. Este miezul noțiunii de fracții. Este cel mai spectaculos lucru, dacă l-ați înțeles, la adunarea fracțiilor, când ne aducem la aceeași numitoră, asta facem, de fapt. Când fracții sunt numitori diferite, noi transformăm pe cealaltă într-una echivalentă. Deci asta este important. Dar eu nu intru acum cu ea să fac chestia asta, ci am vrut să văd, să pun la punct ce înseamnă noțiunea de fracții echivalente. Deci o doime, o jumătate de măr sau o jumătate de segment înseamnă 2 pătrimi, înseamnă 3 șesimi, înseamnă 4 optimi și mai departe, înseamnă 23 pe 46, înseamnă 100 pe, ce ai spus tu mai înainte, pe 200, înseamnă, și ce-am mai zis mai devreme, că nu mai știu ce am spus. Important este să înțelegeți că valoarea fracției acestea reprezintă o jumătate din măr. Și asta tot cu jumătate din măr. Și asta 23 de 400. În engleză, dacă am amin. Dacă tu poți... So, if you guys don't get it, let's say, for example...
means it's 3. 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 Sure. Aici 3 6 3 mere. 3 mere. Ăsta Isus îmi spune câte mere am. 3. Și ăsta spune. So this is how many apples we have, like right here. Și ăsta prin împărțire îmi spune câte bucăți am. And this tells us how many slices there are. Yeah. In total. Look. 1 2 3 4 5 6 Right here, like. Spune. Or here, I'll give you one that you might say, oh, this is impossible, but really, it's possible. Look, 287. Like this. Așa, este egală cu 287 supra. It's like, oh my God, this is so hard. You might think, don't get it over. Look. 7 plus 7 equals 14. We put 4 and then we put 1. And this will turn into 9. And then we put 9 plus 8. And 9 plus 8 equals 17. 7 and 1. And this will make 3 plus 2 equals 5. And this is how you do it. All you do is just times just by 2. And yes. Then it's all easy. Perfect. Ia zi așa. Verișoara mea din America, Ana, uită-te la lecția asta, că o să-ți placă tare mult, o să afli exact despre fracție. Cum mi-ai explicat acum, este să te explici și încă o dată. Verișoara mea, dragă. Cousin Ana, I really want you to watch this, because I'm amazed, because I didn't know this, and this is really beautiful. I think, watch it. Am înțeles ce înseamnă fracție echivalente. I learned... I learned fractions. What equivalent fractions are? What equivalent fractions are? Yeah. Ah, așa. Deci, so look, uite, vreau să-i fac tot o problemă de asta. Să fac o mică problemă și să las să facem cum să rezolve. So look, I'm going to give you guys a problem for you to solve. Look. Da. So it's going to be. Deci, there are gonna be 3 problems. Așa. The first one's gonna be 5. Așa. Right here it's gonna be 27. Ce se pune jos? Da, egal, mai departe. And right here, the last one, it might be a little bit more trickier, but I'm pretty sure you can do it. Look, I'll leave you guys a couple seconds for you to do it. Puneți voi aici. Eu pun semnul întrebării, răspundeți voi. You have at home, respond all these. We'll give you some time. E temă pentru acasă. This is homework. Foarte important. Acum, Marica, aș vrea să plecăm și cu o treime. Am plecat cu o doime, să plec cu o treime, wait, să văd ce înțeleg. Wait. Ați înțeles ce credem? Nu faci acum că... Nu acum, că nu ne pot răspunde. Okay. La urmă la ca temă, să fii sănătoși, okay. Să se vadă lecția, să ne scrie. Spune, scrieți-ne un mesaj că ce ați spus, ce ați găsit voi. Yes. What's the number one? What's number two? And what's number three? Așa, aici numărul 1, 2, 3. This is the homework. Voi să răspundeți aici ce ați găsit, da? Comment down below what you guys think the answer is. And we'll respond and tell you the answers. If you will. Ce trebuie să înțelegi tu, Maria, este că linia asta de la fracție... Trebuie să fie la mijloc. La mijloc. Între egal. Între egal. Asta înseamnă împărțire. Asta tata vezi. Bine, dar unde este celălalt? Da? N-am fost atent. Păi da, acolo este, Maria. Deci, linia de la fracție înseamnă împărțire. Împărțire, da? Da. Linia de la fracție. Și de-aia când pronunți o fracție în engleză, 3 pe 6, de exemplu, poți să spui 3 divided by 6. E corect. 3 divided by 6? Da, pentru că da. Linia... Chiar împărțirea. Este chiar... În loc să scrim cele două puncte la împărțire, e de fapt linia. Operația de împărțire, să știi la fracție. Asta. So I can say, so this can be 7 divided by 14. Păi cum 1 l-am împărțit la 2, 1 divided by 2, 1 l-am împărțit la 2, mărul l-am dat în 2, 7 mere l-am dat în 2, 7 mere l-am împărțit în
So, sorry guys, I didn't know this, but it's gonna be like this. 7 divided by 4. Din 7 mere am obținut, da, 14 jumătăți. Dintre fiecare în două. Da. Mărica, hai să luăm de bază 1 pe 3. Cum tu ai prins șmecheria, îmi pare rău că ai strișteț acolo când îi puteai folosi. Lasă-mă. Dar asta este. Nu mai trebuie. Așa. Uite, o treime. Bun, dacă trebuie. Ia să văd aici ce pui, o egală de aici. Înmulțește cu 2. Cu 2 și pe ăla și pe ăla. 2 ori 1? 2 ori 1. 2 ori 1 egal cu 2. 2. 2. Supra. Acum ești atentă. 2. Ești atentă, eu am emoții. 6. 2 de 6, foarte bine. 6. Corect. So now, right here, Bubu told me that, again, we have to do times 2. Deci, to o doi bine. Gata. 2 divided by 6. Asta este. Două mere au fost împărțite în 6, în fiecare, în câte 3. Deci au ținut cele 6 părți. Egal mai departe cu altă variantă. And here's another eu pun 5 și tu pui câte trebuie. Ok, so this one is going to be 10. Atenție! Aici? Aici eu, acolo e 1 pe 3. Deci... 3 cu 5? Da! Oh! 15! Foarte tare! Foarte, cu 3 suntem acum. Ah. Da? Deci am început cu 3. Da, dar de putu fost 2. De aceea îți lăsați mă scenea. Acum cu 5. Eu pun aici 10 supra. 10 supra. Uite, mă rupa. 10 supra. 10 supra. Ok. Corect. Nu mă mai părinești. Nu te mai părinești. Și egal cu... cu 15 supra, 15 supra, 15. Foarte tare, bravo, bravo, bravo. Deci, îmi place cât ești. Dacă mai ai adunat de 3 ori 15 minute, cum ai făcut? Cum ai ajuns la 45? Am făcut, păi deja știam că 15 plus 15 egal cu 30. Atunci 30 plus 15 egal cu 45. Corect, corect. Și egal cu, să spunem, 23 supra. Poți să faci ce în baie să scrie acolo? Eu! Nea, nea. Vrei nici eu. 46 odată plus, 23. Mm. 69. Foarte corect. Sau, Mărica, puteți să mulțești cu 3 aici în minte. 3 ori 3, 9. 3 ori 2, 6. O învățat cu singură ce vă mulțirea, nu? Acolo. No. Nu. Este o adunare de pe tata. Apare aici, mergem așa. 69, lăsăm așa. 69, puteți să ajungi scurcat pe aici. Fiind numai 3 adunări repetate, va înțelege mai târziu ce înseamnă asta. Și egal cu 39, supra, 39 supra. Egal cu, pune un număr la numărător, pune, lasă-le problemă la prietenilor noștri. Ok, another piece of homework for you guys. So, da? Ok, I'm gonna start right here, ok? So, again, with three, poți faci tu simbolul ăsta? Deci o treime, dar acum egal mai departe, pune sus ce trebuie tu și jos pune. Ok, we're gonna put... This one's gonna be easy, okay? Okay? 5. 5. Așa.
5. Este deja făcut. Ups. Nu pune ceva că n-am făcut, nu-i făcut. Uite-te peste tot și pune ceva ca să nu fie ușor copii. Că ei sunt șmecheri. 7. Pură 7. Ah, 7. Corect. Egal cu, și aici este întrebare. Egal cu, mai pune altceva. 29. Da. Da. Și aici rămâne și încă una, și încă o fracție ca, pe care să completez ei. Supra. Punem întotdeauna linia de fracții la mijlocul egal, că se supără. Adică diminuța deasupra supără față celălalt. Deci nu o pui la mijloc, că și eu am rolul meu. Da? Totdeauna în scriere să facem asta. Dragilor, din nou am insistat. Stai un pic să copieze! Da, îl copiau... Când o să se uite. Da, când o să se uite. Da, când se uite, atunci copiază. Deloc s-a copiat. Și vă rugăm, spune așa, vă rugăm să ne scrieți ce ați completat. Ne interesează foarte. Please, faptul. In the comments down below, write us the answers to this part of homework. Again, this one's gonna be 4, 5, așa, cele trei probleme de mai înainte, a patra, și așa. So, 6 right now. Okay, write them on a piece of paper or something, so just, we'll give it a little bit of time. Așa. 1, 2, 3, 4, 5. Bun. You can pause the video. Bun. And write in the comments your answer. Mariuca, uite, am să facem o problemă. Formulăm cu fracții o problemă. Am înțeles ce înseamnă fracții echivalente. Dragilor, mie e o probleme. Așa stă lecție va trebui să... Este o lecție istorică. Pentru că toți copiii din clasa a doua, a treia, a patra, a cincea, care n-au noțiunea bine pusă la punct, au șansa, văzând această lecție, să înțeleagă ce înseamnă fracții echivalente. Este spectaculos. N-au așa noțiune de bază, n-ai pe ce construi. Mecanic, Cristi. Cristi, vreau să-ți spun că ce mi s-a întâmplat mie. Am adunat 1 pe 2, plus 1 pe 2, adică o jumătate de măști cu o jumătate de măști și m-a dat 2 pe 4, Cristi. Cristi, atenție. M-a dat 2 pe 4. Erau la clasă de a 13 la bacalaureat. Și am picat 8 în serie la bacalaureat. 8 am picat. Toți care au mă acolo, i-am picat. De ce? Eu nu mai puteam continua aici. Când îți o doime cu o doime, fac 2 pe 4, el nu avea nicio noțiune. N-am ce să discut cu el. Când n-am înțeles cu o jumătate de măr, cu o jumătate de măr, fac un măr, după o perioadă de liceu parcursă, n-am ce să întreb. Era președintele, se uita la mine, eu spun, liber, liber, liber. Deci cu golurile care pleci la un moment dat și tot ce ai construit e pe teren de nisip. Nu ai noțiune bază, nu ai ce faci. Iată, când adunăm o doime și plus 3 pătrimi, când adunăm așa, o doime și cu 3 pătrimi, eu ce fac? Duc o doime în echivalenta sa, o duc în 2 pe 4, plus 3 pe 4, deci pe o doime o duc în 2 pe 4, și acum au același numitor și pun numitorul lor comun 4 și 2 și cu 3 fac 5. 5 pătrimi. Am înțeles ce înseamnă să adun două fracții sau să scazi. Deci de ce e mezul problemei? Mezul problemei la noțiunea de fracții este să înțelegi fracții echivalente. Deci profesorul din mine acum, dacă vreți, cum să mă, adică m-am explodat de bucurie că... Sunt echivalente ca valoare. Ca valoare. Da, da, ca valoare. Deci, o doi. Exact. Aceeași valoare. O doi. Sunt calități mai mari de numere care se împart, dar... Rezultatul este același. O tot cât o doime. Așa. Am insistat pe chestia asta ca să înțeleagă ei ce înseamnă șansa de a înțelege noțiunea de fracție echivalente. Mărica, uite, de la Bacău până la... Nu, de la București la Bacău ai plecat. De la București. Ai plecat spre Bacău. Ba. Bacău. De București și la Bacău. Da, e adevărat asta. Da, e adevărat că suntem în Bacău, nu? Da. Și eu am venit de... Voi ați venit din București. Da. Otopeni. Otopeni. Bun. Și acum, spunem așa.
Eu spun că știu doar cât înseamnă jumătate din drum. Jumătate din drum, jumătatea, o doime asta, înseamnă 140 de kilometri. Cât înseamnă tot drumul? Ok. Asta sau not divided. No? Mulțit? Așa. Upsies. Da. Dar mi-a plăcut că nu s-a reușit să calculeze. Da, altă dată vedea valoarea aceasta de 80, dar aici s-a oprit. Da, și s-a zis, stau bine. Da, operația echivalentă a dat-o. Da, asta da, interesant. Da. Deci, ce? A spus. Deci, Bogut a întrebat care este distanța totală pe acolo. Da? Și nu îl interesa neapărat acest număr 280. Ce? Și cum ajungi la el? Deci tu ai făcut adunarea sau operația diferentă mulțirea. După care ai făcut și adunarea și ai aflat numărul în sine. Dar distanța totală înseamnă fie adunată aceea de două ori, fie mulțită. Așa. Ei, tot de la Bacău la București, la București, la Bacău, ați plecat și după un timp, Nehăiță a zis, oprește tata că vreau să mă plimb un pic. Și? Așa se va, oprește că vreau să mă plimb. Nu mă lăsa, pe mine o cheamă Maria. Așa. Nu, Mariuca. Mărica. Mărica spunem noi, dar... Minutit, da. Deci, după jumătate din drum, după jumătate din drum, Mihai spune, oprește tata că vreau să mă plimb. Și tata a oprit. Deci după jumătate de drum. De jumătate de drum. Da. Aici Mihai a spus stop, da. Vreau să mă plimb. Da. Am mai mers, tata l-a lăsat Mihai să plimbe, și pe urmă, ați mai mers încă jumătate din drumul care am rămas, încă jumătate, și ai zis tu, tata, oprește, deci aici e Mihai, și aici e Măriuca. Măriuca. Ia spune, oprește tata că vreau să mă plimb și eu. Și au rămas 70 de kilometri, atât au rămas. Care e toată distanța? Hmm. 70 ori? 3? Să vezi dacă sunt egale? Aoi, nu. Da? Ui, dar cum știu cât e jumătate? Aoi, cumva aici e ca... Acolo era jumătate, să ții minte. Aici e un sfert? Păi asta e treaba ta! Vezi? Da, ia gândi. Jumătate cât înseamnă? Eu sper, gata, nu pasă. Pentru că și aici poți să dai în două. Sper? Ok, atunci înseamnă că jumătate este 70 plus 60, nu-i așa? Jumătate din drum. Da. Și tot drumul? Și tot... De ce? 140, sigur că le-am cădat și mă dat de celălalt. Sau... scris legat. Da.